Handbalistele de la HCM Râmnicu Vâlcea au bifat o nouă înfrângere pe propriul teren. Elevele lui Constantin Ștefan au evoluat pe propriul teren contra brăilencelor de la Dunărea, pe care le-au dominat clar în prima parte a disputei. Echipa noastră a condus cu 3 și chiar 4 goluri diferență, dar la pauză a fost egal, 15 la 15. Și primele 14 minute ale mitanului, secunde au fost echilibrate și s-a mers cap la cap. A fost nevoie de o singură eliminare în tabăra oltencelor, a rusoaicei Daria Ilina, și echilibrul s-a rupt. Oaspetele s-au dus la 27 la 21 și se părea că nu vor avea probleme mari în cucerirea punctelor puse în joc. A urmat o revenire spectaculoasă a Janinei Luca și compania. HCM a redus handicapul la un singur gol, 26 la 27, și a avut șansa egalării, dar Ana Maria Simion a ratat de pe extremă. Brăilencele au marcat apoi de 2 ori consecutiv și au câștigat în final cu 29 la 27. Vâlcea are o echipă extraordinar de bună în a doua parte a campionatului, echipă care se vede că a progresat mult de cea care a început turul. Și cred că puține echipe vor fi cele care vor câștiga aici. În momentul în care își vor reveni toate jucătoarele care au probleme la Vâlcea, va fi o echipă cu adevărat puternică și cred că valoarea lotului pe care o are la ora actuală îi îndreptățește să fie în prima jumătate. Un pic mai multă răbdare și cred că un pic mai mult noroc de partea lor ar putea să câștige multe puncte. Astăzi noi am avut o echipă mai, să zic, mai experimentată decât cea a Vâlcei, o echipă în care fetele joacă de mulți ani împreună, excluzându-le pe cele 3 care au venit de la Baia Mare, și cred că și poate valoarea banca mai lungă, valoarea totală a lotului ne-a făcut ca să, pe anumite momente ale jocului, să știm să gestionăm și să ieșim în câștigător. A fost un meci din punct de vedere tehnico-tactic bun și plăcut ochiului spectatorilor care au venit la sală. Din păcate pierdem cu Brăila, care este o echipă care are în lot jucătoare valoroase și se vede că au o consistență bună în exprimarea jocului, atât în atac cât și în apărare. Am început bine jocul, încrezătoare, în prima repriză. La pauză am terminat egal. Repriza a doua am avut mai multe ratări decât în prima repriză și le-am permis celor de la Brăila să se distanțeze. Am reușit să revenim la egal. Am avut faza aceea cu Carmina din extremă, unde am ratat. Am venit în apărare, Daria a luat eliminare și am rămas în 5 oameni și acolo s-au desprins cele de la Brăila. Asta le-am și zis. Suntem o echipă competitivă când alergăm după egalare. Când avem posibilitatea să preluăm controlul jocului, ne lipsește maturitatea. În urma acestui rezultat, formația vâlceană a coborât pe locul 9 al clasamentului și în runda precedent va juca în deplasare cu HC Zalău.